IPJ Gorj, la ceas de bilanț, instituția și-a prezentat rezultatele activității pe anul 2017, dar și obiectivele pentru 2018. La eveniment a fost prezent și adjunctul șefului GPR, Florian Dragnea. Atât el, cât și autoritățile locale și județene prezente la eveniment i-au felicitat pe polițiștii gorjeni pentru activitatea avută în anul precedent. 2017 a fost un an plin pentru polițiștii gorjeni. Au intervenit la mii de cazuri și au efectuat sute de acțiuni cu scopul prevenirii unor infracțiuni. De punctat este faptul că infracțiunile pe toate domeniile au scăzut față de anul 2016. În cursul anului 2017, pe raza județului Gorj s-au înregistrat un număr de 127 accidente grave, o creștere de 2, soldate cu decesul la 40 de persoane și rănirea gravă la 101. Ceea ce privește asigurarea managementului comunicării, informații și relații publice. Activitatea de instituție este adaptată la realitățile și schimbările din societate, fiind guvernată de transparență și distanță. În acest sens, informațiile transmise către cei 32 de jurnaliști acreditați în anul 2017, de lângă Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, sub forma materialelor de presă, știri, buletine și comunicate de presă, au avut ca scop asigurarea unei informări corecte, obiective, oportune și echidistante a mass media și a cetățenilor cu privire la activitățile desfășurate de structurile MAI. Prezent la bilanț a fost și șeful IGPR Florian Dragnea, care i-a felicitat pe polițiștii gorjeni pentru activitatea desfășurată în anul 2017. Felicitări le-a transmis și prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu. În numele echipei manageriale a Poliției Române vă felicit cu ocazia evaluării activității inspectorate de poliție. Rezultatele prezentate astăzi reflectă modul în care fiecare dintre dumneavoastră ați înțeles să o faceți datoria. Instituția prefectului și conducerea Inspectoratului Județean de Poliție are o colaborare extrem de strânsă, bazată pe respect, bazată pe tot ceea ce înseamnă interesele noastre comune în a ne face datoria față de cetățean. Pentru 2018, IPJ Gorj a stabilit obiectivele și speră ca, de la an la an, infracțiunile să fie într-o continuă scădere.